Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică, marți 13 decembrie, 3 ceasuri magice și un mesaj magic sau poate super magic pentru voi. Mesajul spune protecție. Ei, într-o zi cu 3 ceasuri magice, mă rog, se spun, teoretic se spune că marți 3 ceasuri rele, dar nu or să fie rele, or să fie magice, or să fie super bune. Dar ca să fie super bine, avem nevoie să ne protejăm. Protecția este foarte importantă. Cea mai bună armă pentru a ne proteja este rugăciunea. Deci rugați-vă. Marți avem protecție. Cardul pe care l-am extras, asta scrie pe el, asta ne transmite acest card, să ne protejăm. Foarte frumos, înseamnă multe pentru mine acest card și o să vedeți voi la ce mă refer eu în perioada următoare, dar până una alta, surprizele le lăsăm să le aducă Moș Crăciun. Până una alta, haideți să vedem care este atmosfera astrală a zilei, ce facem astăzi, care sunt posibilitățile. Luna se află în Leu. Fiți strălucitori, fiți creativi. Cu luna în Leu este momentul să vă arătați autenticitatea, să vă exprimați, să vă arătați creativitatea, să vă dați voie să străluciți. Luna în Leu activează nevoia asta de a străluci, de a vă distra bucuria copilului interior. Cu luna în Leu activăm acea bucurie a copilului interior, chef de distracție, chef de joacă, chef de a ne iubi, de a iubi viața, de a ne îndrăgosti de viață. Din punctul ăsta de vedere, având un soare însărcinător și o lună în Leu, se formează un trigon, se formează un aspect pozitiv. Suntem deschiși astăzi cu 3 ceasuri magice să ne deschidem inima, să aducem bucuria, să ne deschidem sufletul, să ne îndrăgostim de viață, să ne transformăm viața într-o aventură a iubirii și a bucuriei, a plăcerii. Hai să vedem ce fac zodiile astăzi. Like, share, subscribe, abonați-vă, vă aștept și la cabinet și începem cu berbecul. Berbecii, dacă nu sunt îndrăgostiți încă, se pot îndrăgosti. Așadar, dragilor, este momentul să faceți un pas către persoana potrivită. Sunteți și super creativi, ingenioși și vă dați voie să vă distrați. Distrați-vă că e foarte bine. Taur. Taurii au o zi excelentă alături de familie. Poate că primiți niște vești bune pentru casă, legat de o moștenire, legat de o casă, se rezolvă ceva cu casa, cu familia, se rezolvă ceva legat de un membru al familiei, vești bune și bucurie prin familie și casă. Gemeni. Gemenii primesc vești de la depărtare, vă îmbunătățiți comunicarea cu frații, cu surorile, vă îmbunătățiți relația de iubire. Este o zi în care primiți mesaje siropoase sau faceți declarații de dragoste. Deci comunicare, dragoste, frați sau iubită, iubit, soț, soție, ce să mai, abundență de cuvinte siropoase. Rac. Racii au o zi bună pe tot ce înseamnă zona banilor. Sunteți pregătiți să primiți un bonus? Dacă nu sunteți, pregătiți-vă, pentru că există o șansă foarte bună să primiți un bonus, să primiți niște bani. Puteți să și cheltuiți pentru niște cadou, dar foarte bine, măcar veți face pe cineva drag, fericit. Iar la locul de muncă se rezolvă niște lucruri așa pe ultima sută de metri. Leu. Leii petrec mult timp încercând să îmbunătățească anumite relații, să-și arate iubirea, să se exprime creativ. Vă bucurează tot ce înseamnă zona asta de iubire, adică relație, aventură, zona amoroasă și vă bucurați și de relațiile cu copiii, cu tinerii. Sunteți foarte demonstrativ, vă exprimați atât de frumos și parcă sunteți pe o scenă a vieții, chiar sunteți de altfel. Fecioara. Fecioara are nevoie să și țină secrete anumite intenții. Sunt intenții bune, dar încercați să vă țineți, să spunem așa, cât mai secret intenția, pentru că e posibil să fiți descoperite. Adică vreți voi să faceți o mare surpriză și pe ultima sută de metri să fiți descoperite. Sunt situații pe la locul de muncă de rezolvat, dar aș spune că primiți ajutoare și le rezolvați pe toate, chiar și cu familia se îmbunătățesc relațiile. Balanța. Balanța are o întâlnire foarte frumoasă. Are o întâlnire fie cu o rudă, fie cu o soră, frate, mă rog, o întâlnire cu cineva din familie, o rudă apropiată,
Sau vă reîntâlniți cu un prieten, o prietenă dragă, care poate să aducă niște vești foarte bune. Informații folositoare și reîntâlniri frumoase care vă vor umple de bucurie și fericire. Scorpion. Scorpionii primesc astăzi vești bune la locul de muncă. Fie s-a rezolvat situația unui client, fie veți semna un contract important, fie veți primi niște bonusuri, niște bani sau poate sunteți pregătiți să creșteți la locul de muncă, să vă asumați noi responsabilități sarcini și să vă creșteți acolo responsabilitățile, salariu, fișa, să creșteți în fișa postului. Săgetător. Săgetătorii se pregătesc pentru o călătorie. Astăzi aflați despre o călătorie, despre o propunere. Cineva, un prieten, poate să vă facă o propunere. Hai, nu știu ce vacanță, uite, Dita, mai oferta, un bilet foarte ieftin, o ofertă extraordinară. Facem grup, mergem cu grupul, mergem, urcăm în, pe nu știu munte sau, mă rog, escaladăm Everestul. Vor fi niște momente de adrenalină și de decizie, adică un entuziasm în a lua o decizie legată de o călătorie sau de un curs. Capricorn. Capricornii au o zi foarte interesantă. Aveți niște confirmări divine, adică vi se întâmplă niște lucruri super interesante. Practic, universul o să vă trimită semne, o să vă vorbească și o să vă pună pe direcția voastră potrivită. Sunt niște situații super interesante. Creșteți spiritual și sunteți siguri de planurile voastre, adică nimic nu vă dă în spate pentru că aveți niște planuri foarte faine legate de zona banilor. Vărsător. Vărsătorii au întâlniri foarte interesante, în special pe sectorul amoros. Sunteți așa un pic îndrăgostiți, dar și derutați, dar și confuzi. Sunteți cumva așa un pic prins și în multe direcții, dar nici voi nu știți care e cea mai potrivită. Aveți răbdare cu voi. Lăsați iubirea să intre în viața voastră, deschideți-vă sufletul să fiți creativi și dacă vă invită cineva pe undeva, spuneți da cu bucurie pentru că veți învăța foarte multe lucruri din toate întâlnirile din această zi. De asemenea, sunt și negocieri importante, conștientizări și mai importante, pești. Peștii au o zi bună din punct de vedere profesional. La locul de muncă sunteți într-o energie bună, rezolvați foarte multe lucruri și aveți așa un entuziasm pentru că îi faceți și pe ceilalți să fie mai motivați, mai ambițioși. Veniți așa cu un vibe, cu o stare. Ori le luați voi starea proastă a lor și o curățați, ori îi motivați. Ceva se întâmplă, dar oricum se schimbă starea la birou, la locul de muncă. Mai mult entuziasm, mai mult chef de muncă, mai mult chef de a face lucrurile mai bine. Este o zi bună din punct de vedere profesional, iar pe zona iubirii, prietenii vă fac surprize neașteptate și poate că veți rămâne surprinși de anumite persoane din viețile voastre. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!